Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, fosta civilizație de pe Marte și explozia apocaliptică. Dosare, secrete, rup tăcere. Cei mai buni oameni de știință din lume au început să vorbească despre existența vieții pe această planetă. În 1976, stația orbitală americană Viking, care zboară în jurul planetei Marte, a trimis fotografii despre care oamenii de știință susțin până în prezent că reprezintă o imagine clară a feței unei persoane cu o coafură. Are o legătură fără echivoc cu complexul piramidal. Complexul de piramide și sfinxul de pe Marte și de pe Pământ este construit în același stil arhitectural, spune Alexander Semyonov, expert în domeniul cercetării spațiale. Potrivit oamenilor de știință, acum 4 miliarde de ani pe Marte s-a produs o catastrofă globală care a distrus toate viețuitoarele. Unul câte unul, mai mulți asteroizi au căzut pe planetă, transformând Marte într-o planetă rece fără viață și viața, dacă există, s-a pierdut. Pe de altă parte, nimeni nu știe cu siguranță dacă există ființe vii inteligente pe planetă, dacă ar fi avut timp să scape sau nu. În noiembrie 2011, NASA a trimis pe Marte cea mai sofisticată și mai scumpă sondă din istoria planetei Pământ, Curiosity. La 9 luni de la lansare, sonda a aterizat în craterul Martian Gale. E o pâlnie cu un diametru de 150 de kilometri, în interiorul căreia se află un terasament de roci sedimentare de 5 kilometri. Acest terasament s-ar fi putut forma ca urmare a curgerii uneia dintre râurile vechi marțiene. Datorită sondelor automate s-a constatat că în emisfera sud-vestică, în craterul din Ebersfeld, există o antică delta a râului cu o suprafață de 115 km pătrați și râul în sine, care a spălat delta, avea mai mult de 60 de km lungime. Mai mult, există încă apă în craterul Gale. Imaginile făcute de roverul Opportunity prezintă dungi întunecate pe versanți. Faptul că odată a existat viață pe Marte e confirmat de studiul meteoritului marțian ALH-84001. Stânca a fost scoasă din suprafața lui Marte acum aproximativ 17 milioane de ani de un impact cu un asteroid. Timp de secole, meteoritul a derivat în spațiu până a lovit zona de gravitație a Pământului. A căzut în Antarctica, unde a fost găsit acum 10 ani. Imaginați-vă uimirea oamenilor de știință când, după un studiu amănunțit al meteoritului, au găsit în acesta fosile care seamănă foarte mult cu rămășițele bacteriilor și algelor unicelulare. Deci, aceasta este dovada existenței vieții microbiene pe Marte. Dar cel mai important, analiza meteoritului a arătat că acum aproximativ 4 miliarde de ani, temperatura de pe Marte era de aproximativ 18 grade Celsius, atmosfera era cel mai probabil mai densă, iar clima era caldă și umedă. Astfel de condiții erau destul de potrivite pentru apariția unor ființe foarte dezvoltate. Dar dacă a existat odată viață inteligentă pe Marte, de ce a dispărut? Ce s-a întâmplat cu locuitorii planetei? Unii oameni de știință au emis ipoteza că un uriaș meteorit a căzut pe Marte. Această versiune a fost considerată de mulți oameni de știință a fi fantastică. Cu toate acestea, s-a dezvăluit recent că probabil acum 5 milioane de ani planeta roșie a suferit de fapt o catastrofă teribilă. Revista științifică autorizată Nature a furnizat dovezi că cel mai mare crater din sistemul solar există în emisfera nordică a lui Marte. Și cel mai important, acest crater s-a format ca urmare a unui meteorit mare care a lovit planeta. Rezultatul a fost un crater uriaș lung de 10.000 de kilometri și lățime de 8.5. Ce s-a întâmplat după dezastru? Au murit locuitorii lui Marte? Oamenii de știință cred, dacă a existat vreodată viață inteligentă pe Marte, atunci, după căderea unui uriaș meteorit, aproape nimeni nu ar putea supraviețui. În plus, azi viața pe Marte e imposibilă din cauza presiunii și temperaturii prea mici. Dar aceste forme de viață terestră nu pot exista în astfel de condiții. Cercetătorii independenți fac ipoteza că marțienii ar fi putut supraviețui și a se stabili sub suprafața planetei roșii. Un astfel de cercetător este astronomul amator David Martinez. În imaginile NASA ale lui Marte, el a găsit un obiect ciudat, cilindric, lung de 200 de metri și lățime de 45 de metri. Cercetătorul crede că aceasta este o structură de origine artificială. Poate că a fost construit de creaturi care trăiesc în interiorul planetei și structura este partea superioară a structurilor subterane gigantice. Cu toate acestea, angajații NASA nici măcar nu iau în considerare astfel de versiuni. Acestea explică toate ciudățenile și anomaliile din fotografiile de pe Marte, fie printr-o greșeală video, fie printr-o iluzie optică. Probabil așa,
Dar de ce atunci oamenii de știință ai Agenției Aerospațiale Americane își creează ei înșiși iluzii optice? Un grup de cercetători independenți a descoperit recent că angajații NASA au făcut imagini de corecție a culorilor de pe Marte. După ce au comparat zeci de fotografii, experții au descoperit că, de exemplu, părți ale roverului Opportunity, care erau albastre pe Pământ, au început să arate roșu în imaginile de pe Marte. Prin efectuarea procedurii opuse, experții au recreat culorile naturale ale lui Marte. Imaginile arătau că cerul marțian nu era deloc roșu, ci albastru, ca pe Pământ. Zonele maronii au fost revopsite în roșu, iar culorile verzi, care pot indica prezența vieții pe Marte, au fost complet eliminate în timpul corectării culorii. Dar de ce NASA ascunde adevărata culoare a lui Marte? Unii experți sugerează că Statele Unite preferă ca întreaga lume să se gândească la Marte ca la o planetă lipsită de viață, în timp ce ei înșiși vor studia în mod independent viața pe Marte. Dar există și o versiune mai puțin fantastică. NASA nuanțează fotografiile astfel încât este imposibil să se stabilească adevăratul personaj din ele, peisajul marțian. Poate că Statele Unite speră să descopere minerale rare pe planetă și să fie primii care încep să le extragă. La fel și cea mai scumpă sondă Curiosity nu va servi pentru căutări științifice de viață extraterestră, dar din nou va fi un mijloc de îmbogățire. Doctorul John Brandenburg, fizician și autor de cărți, crede că a găsit dovezi despre atacul nuclear care a distrus civilizația marțiană antică. Omul de știință a susținut că viața extraterestră pe Marte a fost întreruptă de utilizarea deliberată a armelor nucleare de către o forță extraterestră. Cercetătorul a adăugat că omenirea se află pe punctul de a trăi o cataclismă similară la înălțimea Războiului Rece. Potrivit estimărilor sale, doctorul Brandenburg a spus că Marte a fost distrus de două bombe atomice care au explodat pe planeta roșie. Fizicianul a spus că cea mai bună ipoteză de lucru este că Marte a fost ca Pământul și a dezvoltat o specie nativă umanoidă ca noi, care a evoluat într-o civilizație primitivă. Arată primitiv, nu vedem drumuri, aeroporturi. Se pare că a existat o civilizație primitivă pe Marte și că cineva i-a atacat din spațiu, deoarece exploziile erau datorită a două bombe atomice masive care au explodat. Doctorul Brandenburg, care deține un doctorat în fizica teoretică a plasmei la Laboratorul Național Lawrence Livermore din Livermore, California, consideră că distrugerea nucleară a planetei Marte a fost deliberată și aprofundată. Unul dintre motivele pe care le-am publicat azi, a declarat omul de știință, este că simt un pericol tot mai mare de război nuclear dintre noi și China sau Coreea. Totodată, profesorul trage un semnal de alarmă și spune: nu vreau să se întâmple și cu noi, nu vreau ca această planetă să semene cu Marte, titrează Express. Recent, subiectul civilizațiilor extraterestre a devenit foarte popular în Rusia. În URSS astfel de conversații nu au fost acceptate, dar în ciuda acestui lucru au existat departamente secrete din Uniune care s-au ocupat de orice manifestări ale OZN-urilor și au căutat viață în afara Pământului. Timpurile se schimbă și dacă mai devreme susținătorii civilizațiilor extraterestre erau considerați nebuni, acum tot mai mulți oameni încep să gândească logic și să accepte versiunea că nu putem fi singuri în univers. Puteți considera acest lucru ca o mică prefață a acestui articol despre posibilitatea existenței unor civilizații puternic dezvoltate pe planeta roșie. Odată pe ecrane a venit filmul Mars Attacks, în care marțienii erau prezentați ca atare invadatori. Filmul a fost foarte amuzant și chiar la comedia care a avut loc în acest film, chiar în acea perioadă am început să mă gândesc la posibilitatea unor civilizații în afara Pământului. Nu mi-amintesc exact cât aveam, dar nu m-am putut motiva la acel moment exact cum o pot face acum, având acces la internet și îmi scot o parte din cunoștințele mele de acolo. Deci, ce este acolo cu Marte și pot fi ființele inteligente acolo? Nu am un răspuns la această întrebare, la fel cum practic nimeni nu are. Recunosc posibilitatea ca unele comunități secrete ale lumii să știe mai mult decât populația principală a Pământului, dar e ciudat chiar și pentru mine că există un număr imens de imagini din satelit care arată obiecte misterioase foarte asemănătoare cu cele create de om. Dacă ar fi vorba de mai multe fotografii, atunci se poate face referire la iluzia și dorința de a vedea în acest lucru ceva care nu există de fapt. Dar există sute, dacă nu chiar mii de astfel de poze și merită să luăm în considerare faptul că unele dintre mărturii nu au fost publicate deloc în domeniul public, orice este posibil. Structurile misterioase sunt vizibile nu numai pe Marte, ci și pe Lună și de multă vreme există ipoteze că în sistemul nostru solar există unii care se ocupă de noi și și-au bazele pe Lună și Marte. Probabil că tu însuți ai văzut imagini de pe Marte de mai multe ori în care este prezentă
Fața Sfinxului, cum este numită, precum și piramidele, care sunt foarte asemănătoare cu cele care au fost construite pe Pământ. Unii experți remarcă faptul că aceste piramide de pe Planeta Roșie sunt construite în același mod ca pe planeta noastră, ca și cum ar fi cu coordonate special ajustate și direcționate în direcții diferite ale lumii. Mă îndoiesc că acestea sunt formațiuni naturale care joacă o glumă crudă cu susținătorii civilizațiilor extraterestre. În unele imagini de pe Marte, cercetătorii au văzut chiar ceva asemănător cu ființe inteligente, ceea ce este complet uimitor. Dar de ce să nu admiteți posibilitatea ca acum să rămână rămășițe ale unei anumite civilizații care să se poată adapta condițiilor schimbate? Anterior, Marte era foarte asemănătoare cu Pământul, dar s-a întâmplat o catastrofă și planeta s-a schimbat dramatic. Spun oamenii de știință despre acest lucru. Atmosfera a dispărut, iar condițiile pentru menținerea vieții au devenit aproape imposibile. Dar dacă greșesc și civilizația marțiană a intrat în subteran, creând tehnologii pentru sprijinirea vieții, există apă pe Marte, iar aceasta este una dintre principalele condiții pentru viață. Dar faptul este că marțienii au nevoie în general de apă și corpul lor poate fi complet diferit de al nostru. Mai mult, mulți spun că Pământul nu este o casă pentru oameni, ci există posibilitatea ca viața de pe planeta noastră să fie apărut ca urmare a căderii unui corp de pe Marte, Venus sau altă planetă. Sute de dosare CIA, care totalizează mii de pagini de rapoarte strict secrete despre așa numitele OZN-uri, au fost recent declasificate și puse la dispoziția publicului de către un site privat din Statele Unite. Documentele arată, pe de o parte, dubla îngrijorare a spionilor americani referitoare la aceste apariții misterioase, despre care nu știau dacă aparțineau rușilor sau pur și simplu marțienilor. Informațiile sensibile legate de aceste apariții sunt însă în continuare cenzurate. Pe de altă parte, arhiva abundă de dosare secrete ridicole, care au ca unică sursă de știri articole conspiraționiste sau banale comentarii din presa locală, ori rapoarte despre simple traduceri și monitorizări de presă. Dosarele CIA despre OZN-uri au fost publicate de Black Vault, un site american privat care conține cea mai mare arhivă de documente declasificate a instituțiilor guvernamentale din Statele Unite. Arhiva este momentan pusă la dispoziția publicului larg în formă brută, nestructurată complet și cu doar câteva dosare fișate unitar. CIA susține că aceasta e întreaga sa colecție de date, informații și rapoarte despre fenomenul farfuriilor zburătoare și al fenomenelor aeriene neidentificate. Unidentified Aerial Phenomena, în limba engleză, observate în întreaga lume, începând cu anii 50 până la finele anilor 90. Dosar declasificat în 1976, unui director adjunct din CIA i s-a arătat ceva legat de un OZN. Ce anume? Asta a rămas secret. Unul dintre cele mai interesante documente din arhivă, conform fondatorului Black Vault, John Greenwald Jr., se referă la un eveniment petrecut în aprilie 1976, când directorului adjunct al Departamentului de Știință și Tehnologie din CIA i s-ar fi arătat ceva legat de apariția unei OZN. După ce a urmărit îndeaproape chestiunea, directorul a sugerat ca treaba respectivă să continue. Porțiunile din document despre cevaul văzut de angajatul CIA și sugestiile sale despre cum ar trebui să continue treaba sunt însă cenzurate. Acel ceva și acea treabă ar putea fi orice. O sursă secretă, un aparat fabricat de americani sau de ruși, un balon meteo, un fenomen fizic, absolut nimic esențial, sau o farfurie zburătoare încărcată cu refugiați marțieni. Misterul persistă și în 2020, iar singurul lucru cert este că documentele CIA au fost declasificate, dar numai după ce fuseseră în prealabil cenzurate, iar paragrafele cu informații sensibile conștiincios mâzgălite cu markerul negru. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite a refuzat să facă vreun comentariu. Simplu spus, publicul are dreptul să știe, a declarat pentru Vice Motherboard John Greenwald Jr., care de 25 de ani de la vârsta de 15 ani a început să studieze acest fenomen și să solicite informații în baza legii americane privind accesul neîngrădit la informații de interes public. Acces simplu și facil la materiale importante pentru ca oamenii să vadă exact ce se întâmplă și să poată să tragă singuri concluzii legate de ce se întâmplă, a adăugat fondatorul Black Vault, site care până în prezent a acumulat 2,2 milioane de pagini de documente și arhive puse la dispoziție de-a lungul timpului de CIA, NSA, Pentagon, Forțele Aeriene ale Statelor Unite, ori alte instituții guvernamentale. Cum a ajuns fostul lider al sârbilor bosniaci, căutat pentru crime de război, să fie băgat de CIA în aceeași oală cu extraterestri?
Arhiva CIA despre OZN-uri conține în același timp sute de alte documente care, în marea lor majoritate, sunt simple monitorizări ale presei internaționale sau ale buletinelor de știri din diverse țări, acolo unde au fost semnalate diverse fenomene misterioase. În urma unei astfel de monitorizări, bazată cel mai probabil pe anumite cuvinte cheie, s-a ajuns la situația absurdă în care un raport CIA despre Radovan Karadžić, fostul lider al sârbilor bosniaci, condamnat la 40 de ani de închisoare pentru genocid și crime de război, să fie trecut în secțiunea despre extraterestri și OZN-uri. Raportul CIA este de fapt traducerea unui editorial din presa sârbo-croată în care autorul comentează ironic la un moment dat faptul că Pentagonul, care e în stare să comunice cu extraterestri, e incapabil să-l găsească pe Karadžić și să-l aresteze. Cuvântul extraterestre a fost astfel suficient ca întreaga poveste să fie asimilată fenomenelor science fiction și poveștilor despre marțieni. De asemenea, multe alte informații secrete ale CIA despre extraterestri, marțieni ori farfurii zburătoare au ca unică sursă un articol de fapt divers dintr-un ziar local în care se vorbește despre apariții inexplicabile de obiecte zburătoare. Un exemplu este raportul desecretizat referitor la o aparent misterioasă explozie produsă la miezul nopții în aprilie 1991 într-un orășel din Rusia. În acest caz, documentul e o monitorizare și traducere a presei din Rusia, care a analizat toate posibilele scenarii și ipoteze referitoare la posibila sursă exploziei. Muniții neexplodate din al doilea război mondial, azotat de amoniu, o bombă misterioasă, un meteorit sau extraterestri care, conform unor martori oculari, se aflau prin trecere în zonă în momentul deflagrației. Un alt document clasificat drept secret de stat e un document CIA din 1991, în care e tradus un articol cu tentă conspiraționistă din revista Komsomolskaya Pravda, cu titlul „A fost cu adevărat Gagarin în spațiu?”, fostul șef de la CIA care a cerut să se cerceteze de ce s-a apropiat planeta Marte de Pământ. Privite acum, unele rapoarte CIA din perioada Războiului Rece sunt de-a dreptul ridicole. E cazul unui document datat 26 martie 1956, în care directorul adjunct al Departamentului Științific al CIA, Robert Emery, se arată intrigat de un articol din revista franceză Match despre apariția unei farfurii zburătoare. Emery se întreabă dacă și forțele aeriene ale Statelor Unite sunt la fel de preocupate de astfel de fenomene aeriene străine. Am fost de asemenea informat că anul viitor planeta Marte se va afla la cea mai apropiată distanță de Pământ din ultima perioadă. Cred că e nevoie să ne concentrăm mai mult asupra acestui subiect, măcar pentru a putea veni cu argumente la adresa unor astfel de relatări spectaculoase, a spus oficialul CIA. Răspunsul aviației militare ținut secret 70 de ani. OZN-urile nu sunt nici ale noastre, nici ale rușilor și nici ale marțienilor. Conform unui document declasificat din august 1952, CIA a solicitat părerea forțelor aeriene ale Statelor Unite referitoare la farfuriile zburătoare și la fenomenele aeriene neidentificate. Într-un răspuns detaliat pe 30 de pagini, reprezentanții aviației militare au negat cu tărie că respectivele apariții ar fi mașini zburătoare aparținând Statelor Unite ori URSS-ului. În acea perioadă a existat o temere în rândul publicului american referitoare la ipoteza că rușii ar fi dispus de tehnologii și aparate de zbor superioare americanilor. De asemenea, aviatorii militari au negat la fel de hotărât că OZN-urile ar fi de proveniență marțiană. Există această teorie a omuleților de pe Marte și a călătorilor interplanetari. Chiar dacă am putea admite că există viață în univers și că, de asemenea, călătoriile în spațiu ar fi posibile, nu există nicio dovadă care să susțină în prezent această teorie, se arată în răspunsul experților aviației militare. În final, reprezentanții USAF au venit ei înșiși cu a patra ipoteză. OZN-urile sunt ori obiecte zburătoare comune, reale, făcute de mâna omului, dar care nu sunt atent observate, ori fenomene naturale puțin cunoscute de către observatori. Ne oprim aici, prieteni. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!